Aveam în jur de 12 ani și m-am trezit în mijlocul nopții pentru că aveam nevoie la toaletă. Am mers de-a lungul holului până la mica baie. Am aprins lumina și mai aveam puțin până la toaletă când mi-am ridicat privirea și am văzut o față în oglindă. Nu era fața mea. Era un bărbat tânăr la față. Chipul lui nu exprima nimic. Era șters. Avea doar o privire rece, ca și cum vedea fețe prin oglinzi tot timpul. Parcă era cineva pe partea opusă, stând în partea dreaptă a oglinzii, cu fața apropiată de sticlă, holbându-se la mine. L-am văzut pentru un scurt moment, dar mi-a fost întipărit în cap. Am țipat și am ieșit în fugă afară să-l găsesc pe tata. Bineînțeles că tata a investigat. Apoi m-a calmat, ori a încercat să o facă. În cele din urmă ne-am rugat împreună, pentru că eram atât de înspăimântat. Cred că am mers la culcare mai târziu. Aveam 30 și ceva de ani. Uitasem de incident. Într-o noapte eram în vizită acasă și tata menționează în șoaptă incidentul. Îți aduce aminte momentul în care ai văzut fața în oglindă? Și parcă de nicăieri. Amintirea mă izbește. Un fior întrece pe șirea spinării. Da, îmi amintesc. Ei bine, spune el. Uneori mă gândesc la noaptea aceea. Se uită în jos la podea cu o expresie de seriozitate pe față. Am văzut-o și eu. Mi-a descris apoi exact ce am văzut și eu. N-am idee ce a fost aia. Aparent, când a mers să investigheze baia, a văzut-o și el și s-a speriat la rândul lui. Se pare că ne-am rugat ca să mă calmez eu cât și el. Îl respect că mi-a ascuns informația asta până când am ajuns la vârsta de 30 de ani, dar, pe de altă parte, îmi doresc să-mi fi spus de atunci. Aceasta a fost povestea. Scurtă, știu. Am niște probleme tehnice și am zis că nu vreau să ratez o zi de postat doar pentru că nu merge mie mouse-ul. Și mi-este greu să editez fără să-l arunc pe geam. Da. Poate ne auzim vineri, că am câteva povești planificate și poate până atunci o să mai culeg niște poze, niște filmări, niște întâmplări așa înspăimântătoare. Ok, te las. Pe data viitoare.